Primăria Trifești a angajat o firmă specializată, agreată de E.ON Electrica, să toaleteze câțiva arbori pe raza comunei. Oamenii firmei au lucrat atât de inteligent încât au produs un scurt circuit care a ars câteva zeci de televizoare, producând mari nemulțumiri proprietarilor. Am făcut contract cu o firmă autorizată de toaletare a arborilor care pun pe linia de medie și de joasă tensiune. A fost un incident că s-a doborât un copac care a atins niște fire. S-a remediat problema. Firma a suportat toate cheltuielile și toate pagubele, pentru că au fost niște televizoare arse, care în 24 de ore au fost reparate și returnate populației. Așa, da, firma de unde? Din Roman? Da, doamnă, firma este din Roman, sigur. Din Roman, da. Așa, și cum de ați angajat-o? Ați avut contract de garanție? De... Cine v-a recomandat-o? Dar nu e vorba de recomandare, pentru că aceste firme au contract cu E.ON, nu cu noi. Deci nu noi le recomandăm, nu noi, noi doar le angajăm. Primăria a tras la răspundere firma angajată să toaleteze arborii, societate care în 48 de ore a reparat televizoarele oamenilor pentru a stinge litigiul. Toată lumea știe că Dorel e frate geamăn cu Bulă, personajul șugubăț din bancurile din vremea lui Ceaușescu, un fel de păcală tontuț rău de tot, care este cauza tuturor necazurilor cotidiene, țevi sparte, șosele distruse, rețele de electricitate sau de gaze făcute praf, adică prototipul clasic al unui încurcă lume perfect, angajat să ne strice buna dispoziție și să ne facă pagube.